Simona Pop, campionă olimpică la Rio, la 2 ani de la retragere. Simona Pop, campionă olimpică de la Rio, face bine în sânul familiei, crește un copil și cu treburile casnice. Nu ți-e dor de scrimă? Ba da, chiar asta vorbeam, că vin în sală de multe ori ca să inspir aerul de scrimă. Cum te curiozi din viața unei campioane olimpice acum în orașul liniștit care e satul mare? Cred că decurge ca viața oricărei mame, mai mult îmi face programul Clara. Sunt fericită, sunt împlinită, chiar nu-mi doresc acum momentan mai mult. În acești 2 ani în care ai stat departe de planșă și de sala de scrimă, ai fost tentată vreo secundă să revin la activitatea competițională de la cel mai înalt nivel? Da, am fost tentată din prim moment, până chiar și acum de multe ori mă gândesc la acest lucru, dar eu zic că deja ar fi prea târziu să revin la înaltă performanță și nu-mi permite nici copilul, nici nu știu dacă aș fi capabilă să o las acasă. În ce relație ești cu fostele colege de la LOT și în special cu cele 3 alături de care ai cucerit medalia de aur de la Rio? Ne-am văzut în vară, am făcut o întâlnire, așa am zis că facem o obișnuință din asta, încercăm să ne întâlnim anual. Cu Simona mai vorbesc din când în când, cu Loredana mai puțin, dar cu Ana pot să zic că chiar și săptămânal vorbim. Recent, fosta ta colegă de LOT, Ana Maria Brânză, a lansat o carte. Te gândești tu la așa ceva în viitor? Nu m-am gândit și nici nu mă gândesc. Ea a lansat cartea, eu mă bucur foarte mult pentru această carte. Este cartea ei, dar este despre scrimă. Deci este despre toți cei care am făcut scrimă și facem și vom face. Așa că eu sunt foarte fericită pentru cartea asta, de parcă ar fi cartea mea. Eu îi fac publicitate și mă bucur mult pentru. Ai citit-o? Te-ai regăsit în pasaje din carte? Pot să zic că am citit-o chiar înainte de lansare, dar îmi place că e așa chiar viața ei redată, cum a luptat pentru visul ei și la sfârșit normal că m-am regăsit, că echipa campioană olimpică am fost și eu parte din ea. Știu că gătești destul de des. Care e felul pe care îl pregătești cel mai mult acasă? Cel mai mult pregătesc, cred că lasagna, că ne place foarte mult amândurora. Dar da, gătesc. Acum poate mai puțin, că Clara a devenit puțin mai activă, dar tot încerc să gătesc, că îmi place, mă relaxează. Care este amintirea cea mai dragă din perioada în care ai făcut scrimă? Mi-au plăcut foarte mult deplasările. Când am fost împreună, când am fost o echipă. Deci mi-este dor nu de cantonamente atât de mult sau de antrenamente, cât de deplasări. Nu știu, deplasările lungi, aveam timp să vorbim, să povestim. Asta mi-e dor de asta. Soțul tău, Adrian, face parte din nou val de tineri antrenori ai scrimei românești. Ce spune când vine acasă? Are în grupa lui o sportivă sau mai multe sportive care au calitățile tale? El îi entuziasmat acum și încearcă să facă pe copii să iubească scrima. Și atunci, dacă e să fie cineva care să facă înaltă performanță, oricum va face, dar acum este important să fie cât mai mulți copii în sală și să le placă ceea ce se întâmplă aici. Crezi că noua echipă a României de spadă, fete, își va putea apăra cu succes titlul la Tokyo? Acum sunt într-o postură mai dificilă, încă trebuie să ajungă să fie calificate. Acum încep încet concursurile de calificare. Anul viitor la Budapesta voi fi alături de ele. Deja ne-am ocupat un loc de cazare ca să fiu sigură că vom fi acolo. Le voi ține pumni și sper să prindă un loc care le va asigura calificarea la Tokyo, iar ajungând acolo, orice este posibil. Deci ne-am dat seama noi, pe pielea noastră, că la Olimpiada este altfel, este un alt concurs. Ce mesaj le transmiți actualul componente ale echipei de spadă feminină a României, acum când practic putem zice că e început de sezon și practic va fi un sezon care va conta enorm pentru calificarea la Tokyo? Eu le transmit să fie o echipă, să aibă încredere una în alta, să muncească pentru visul lor de a ajunge la Tokyo, pentru că visele devin realitate. Așa cum poate în 2012 nu aveau încredere că acea echipă va fi capabilă să facă ceva, acum trebuie să demonstreze ele că echipa asta și această echipă este capabilă și spada feminină în continuare este în elita mondială.